Drumul județean 105, care pornește din comuna Voila de la intersecția cu DN1, trece prin localitățile Cincșor și Cincu și ajunge la limita cu județul Sibiu. În lungime de 18,8 km, face obiectul a numai puțin de 3 proiecte investiționale ale Consiliului Județean Brașov, aflate în diverse stadii de implementare. Refacerea unei alunecări de teren situată în zona comunei Cincu, reabilitarea carosabilului pe întreaga lungime a drumului și construirea unor alternative de ocolire a satelor de pe traseu, respectiv construirea unui pod nou peste Olt în comuna Voila. Obiectivul de investiții reabilitare DJ-105 alunecare de teren, proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o valoare estimată fără TVA de 2.306.020 de lei, a trecut de etapa depunerii ofertelor. La termenul limită, stabilit în data de 3 februarie 2022, au fost înregistrate 2 oferte depuse de Consal și de asocierea Viaduct SRL Agvasol, care a intrat în procedură de evaluare. Intenția Consiliului Județean este ca zona afectată să fie refăcută și infrastructura să fie consolidată pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale eroziunii solului, astfel încât circulația rutieră să se poată realiza în condiții de siguranță. Încă de la începutul pregătirii proiectului de reabilitare a drumului DJ-105, mai exact din momentul începerii lucrărilor de construcție a podului peste Olt de la Voila, cetățenii din comunele Voila și Cincu au transmis către vicepreședintele Consiliului Județean, Todorica Șerban, necesitatea construirii unor variante rutiere de ocolire a satelor Cincșor și Cincu, în așa fel încât traficul greu spre poligonul militar din zonă să nu mai afecteze structura de rezistență a construcțiilor din aceste sate. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Todorica Șerban, s-a identificat o soluție prin intermediul căreia drumul existent să fie reabilitat, iar proiectul să includă și construirea unor variante de ocolire a celor două sate. Documentația DALI pentru reabilitarea DJ-105, pe care administrația județeană a dat-o în lucru la finele anului trecut, a fost reconfigurată pentru a cuprinde și elemente de studiu de fezabilitate, iar firma de proiectare a identificat pe teren o variantă de ocolire pentru Cincșor și Cincu și, practic, de retrasarea respectivului drum, astfel încât traficul greu de tranzit să fie eliminat din interiorul localităților. Contractul de servicii pentru realizarea obiectivului expertiză tehnică și DALI, reabilitare DJ-105 Voila, limită județ Sibiu, este în valoare de 648.550.000 de lei și trebuie implementat în decurs de 6 luni. Serviciile contractate includ studii de teren, studiu geotehnic, studiu hidrologic, ridicare topografică pentru obținerea vizei OCPI, expertiză tehnică, documentații tehnice pentru obținerea vizelor, acorduri și autorizațiilor, studii de impact, de coexistență cu rețelele de utilități identificate și de descărcare arheologică. Pentru tronsoanele noi de drum, respectiv ocolitoare ale localităților Cincșor și Cincu, documentația va fi întocmită la nivel de studiu de fezabilitate, inclusiv identificarea coridoarelor de expropriere, dacă este cazul. În ceea ce privește obiectivul pod peste râul Olt, pe DJ-105 în localitatea Voila, investiție pe care Consiliul Județean Brașov o implementează cu fonduri guvernamentale atrase prin PNDL, lucrările ar putea fi gata până la sfârșitul acestui an. Valoarea contractului de execuție este de 15.656.698,36 de lei. Contractul cuprinde demolarea podului situat pe DJ-105 și construirea unui pod nou cu o lungime de 93,95 de metri și o lățime totală de 13,5 metri. Sunt prevăzute lucrări de refacere a albiei Oltului, de construirea rampelor de acces și devierea rețelelor de utilități din amplasament, precum și lucrări necesare pentru siguranța circulației.